sunt Vlad Andrieș, activez în zona de SEM și PPC, SEO, cam din 2005. O perioadă, ca să zic, mult mai simplă decât cea de acum, în care nu existau atâția algoritmi, foarte multe tipuri de reclamă. Totul era foarte simplu, concurența era mult mai mică. Ei, și de atunci făceai cu foarte puține lucruri, aveai rezultate. În ziua de azi nu prea se mai poate și din cauza asta trebuie să apelezi la toate tool-urile pe care le găsești și care ți sunt la dispoziție. În seara asta, chiar despre această temă o să vorbim, de tool-uri pe care le folosim în SEO și PPC. O să avem trei invitați. Rareș Bănescu, care este deja la pupitru, este owner și founder a OMT Agency, are peste 7 ani de experiență în domeniul online, a început ca director de vânzări și dezvoltare la Marketing Soft în cadrul NCH. Ulterior a luat calea antreprenoriatului și a deschis un shop de fashion. Și s-a regăsindu-se în calitatea de a vinde direct consumatorului, și-a dat seama că trebuie să personalizeze acest lucru. Și din calitatea de owner și founder al OMT Agency a dezvoltat proiectul Retargeting, un soft care permite individualizarea shop-ului final și shop-ul în concepția clientului final și personalizarea comunicării cu traficul site-ului. Al doilea speaker va fi Cosmin Daraban, CMO și co-founder al Silkweb. El are peste 14 ani experiență în online. În 2005 a pus baza Silkweb. Din 2006 a început dezvoltarea platformei de e-commerce Silk Smart, pe care sunt dezvoltate peste 100 de magazine online. Din 2012 dezvoltă aplicația Mint Metrics, unde clienții pot urmări evoluția, rezultatele și efectele campaniilor de marketing organic, SEO și social media. Ultimul speaker va fi Cosmin Negrescu, archi cunoscut, CEO al SEO Monitor. E unul dintre principalii jucători pe piața de SEO din România. În prezent, SEO Monitor are peste 100 de campanii SEO în derulare. Printre clienții cunoscuți sunt Elefant.ro, Tinaer, Best Jobs, Minipri, toate cu rezultate excelente. O să spun și asta. O să mulțumim în primul rând sponsorilor, Newsman, Două Parale, Mreti, Agile Media și Finescu.ro. Și de asemenea partenerilor IQEDS, Comunicate de Presă, Web Digital, SEO Monitor, Orașul Meu, Impact Hub, Trafic Ro și Găzduire.ro. O să dau cuvântul